Bună ziua! De un an de zile, România trece printr-o perioadă dificilă în lupta cu pandemia. Această luptă a întins la maxim resursele statului, în special în sistemul de sănătate, dar și în economie. Ca să avem succes în această luptă cu pandemia, întotdeauna am spus că este nevoie de încredere în instituțiile statului, instituțiile care administrează această perioadă dificilă. În acest context și pentru a mă asigura că încrederea în instituțiile statului rămâne, am decis astăzi să fac o modificare la vârful Ministerului Sănătății. Vreau să-i asigur pe toți românii că eu cred cu tărie în această coaliție de guvernare, pentru că este o coaliție de guvernare care s-a constituit în urma votului românilor, în jurul unor valori, al unor idei și nu în jurul unor persoane. Vă doresc tuturor sănătate!